Bun găsit! Sunt Șerban Stănescu și cursul de astăzi se intitulează Evoluția, cele patru căi. Acest curs este o continuare a cursului 59, a patra cale, așadar voi vorbi câte puțin despre cele patru căi ale evoluției interioare, potrivit sistemului Gurdjieff-Kaspersky. Voi preciza înainte de a vorbi despre cele patru căi, că pe primele trei căi, evoluția este posibilă exclusiv dacă avem un maestru. Fără un maestru, șansele de a evolua sunt zero. De altfel, pentru cine este realmente preocupat de dezvoltarea personală, acest lucru este cunoscut, este evident și dincolo de orice îndoială. Calea fakirului. Această cale este destinată omului numărul 1, potrivit lui Gurdjieff, sau omului reptilian, așa cum l-am numit eu. Este o cale extrem de dificilă, iar la capătul acesteia este foarte posibil eșecul. Necesită părăsirea vieții obișnuite și dedicarea în totalitate cerințelor căii atingerii scopului propus. În general, această cale presupune supunerea corpului fizic la încercări extrem de dificile, de multe ori chiar foarte brutale. Un exemplu ar fi a sta într-o poziție incomodă, de pildă într-un picior sau în mâini, zile în șir, fără să faci o mișcare. Există o infinitate de variațiuni ale supliciilor la care se supune un fakir. Poate cele mai popularizate forme sunt statul dezbrăcat cu pielea direct pe un pat cu cuie sau pe un pat cu cioburi de sticlă. Pentru cei interesați, recomand vizionarea filmului Shocking Asia, Asia șocantă, realizat în 1974 în India. În viața noastră obișnuită, astfel de oameni întâlnim peste tot unde se desfășoară munci fizice foarte grele sau acolo unde există instituții militare sau cu regim militar. Din păcate însă, simpla desfășurare a unor munci fizice extrem de grele este insuficientă pentru a ajunge la vreun nivel de desăvârșire. Este nevoie ca discipolul să fie acceptat într-o școală sau cel puțin să imite un maestru fakir, până atinge acel nivel de desăvârșire. Nivelul de desăvârșire care poate fi atins însă se referă doar la un control excepțional asupra corpului fizic și nimic mai mult. Rămân nedezvoltate celelalte aspecte ale ființei, cum sunt corpul emoțional, corpul mental conștient și supraconștientul, corpul spiritual. Vibrația care guvernează această cale este vibrația Pământ. Calea călugărului. Calea călugărului este destinată omului numărul 2, potrivit lui Gurdjieff, sau omului limbic, cum l-am numit eu. Această cale, ca și prima de altfel, necesită părăsirea vieții obișnuite și dedicarea în totalitate cerințelor căii atingerii scopului propus. În general, deprinderea învățăturii se face prin ascultare și discipolul este desemnat un maestru, un ava, adică un părinte spiritual, căruia îi datorează ascultare totală. În general, această cale este practicată în mănăstiri. În România și în alte țări, mănăstirile sunt cele în care se practică isihasmul. În Grecia, la muntele Athos. Calea presupune eforturi specifice continui, la capătul cărora este posibilă dobândirea controlului asupra corpului fizic și a corpului emoțional în cazul cel mai bun. Deși aici realizările pot fi mult mai mari și mai profunde decât pe calea fakirului, calea este lipsită de garanția că se va atinge desăvârșirea. Gradul de dificultate al muncii este mult mai ridicat decât pe calea fakirului. Vibrația care guvernează această cale este vibrația apă.
O zi bună, Sules, sunt Șerban Stănescu și am să-ți rețin atenția pentru foarte scurt timp. Sper să fie undeva în zona 2 minute. Am reușit să scot din tipografie cartea aceasta, o carte la care am lucrat și am visat 52 de ani. O carte la care am muncit și a visat 12 ani și 8 luni Monica și alături de noi Petru Codreanu timp de 10 ani și Rodica Enache timp de aproape 6 ani. Sper că am reușit să fac să schimbească mai puțin. Așa arată. Detaliile privind comanda cărții se găsesc pe blog sufleteperecheie.com. O zi bună! Cu drag, Șerban! Calea Yoginului. Calea Yoginului este destinată omul numărul 3, potrivit lui Gurdjieff, sau omului rațional, logicianului, cum l-am numit eu. Calea Yoginului, așa cum îi spune și numele, este calea celor care aleg să practice yoga. Din nefericire, ceea ce se petrece în lumea occidentală este cu totul altceva decât practica yoga. O putem numi cel mult gimnastică exotică orientală. În niciun caz yoga. Practicarea yoga poate fi făcută exclusiv în școli yoga în care există cel puțin un maestru desăvârșit, sub îndrumarea căruia se desfășoară toate practicile yoghine. Regimul de viață este similar celui din mănăstirile de călugări și călugărițe. Necesită, ca și celelalte două căi anterioare, renunțarea definitivă la viața de mirean, cum se spune, și supunerea totală față de maestru. În cazul cel mai bun, după o viață dusă în astfel de condiții, yoginul poate atinge desăvârșirea, fără însă ca acest rezultat să fie garantat, dobândind astfel un control total asupra corpului fizic, asupra corpului emoțional, și asupra mentalului conștient, a rațiunii, adică. Din nefericire, corpul spiritual rămâne nedezvoltat. Vibrația care guvernează această cale este vibrația foc. Calea celui șmecher sau a patra cale. Calea celui șmecher este destinată omului numărul 4, potrivit lui Gurdjieff, sau omului coerent, a exploratorului, cum l-am numit eu. Deși este calea care permite atingerea conștiinței subiective, adică a primului nivel de conștiință din domeniul supraconștientului, are și avantaje și mari dezavantaje. Atenție, mari dezavantaje. Calea celui șmecher are cerințe mai puțin stricte decât celelalte căi precedente, în mod particular cele legate de a avea un maestru și de a renunța la viața obișnuită în favoarea unei școli. Este însă în practică cea mai dificilă cale, deoarece singurul instrument ajutător este intuiția. Din acest motiv, foarte puțin ajung să practice autocunoașterea pe a patra cale. Pe această cale ești propriul tău maestru și totodată ești propriul tău discipol. Deși sună tentant și se potrivește cu vremurile noastre cel mai bine, există extrem de mari dificultăți care se află în calea aspirantului. Numărul dificultăților este practic infinit și gradul de dificultate crește odată cu acumularea de informație
și cu realizarea conexiunilor. Dificultățile pot fi sesizate în două cuvinte. Arta dezvățului. Dacă adăugăm asta și faptul că ucenicul pe a patra cale trebuie să trăiască o viață normală, ca tuturor, fiind astfel continuu sub presiunea tuturor influențelor posibile, cred că este ușor de înțeles de ce este cea mai dificilă cale. În ciuda nenumăratelor dificultăți cu care se confruntă ucenicul pe a patra cale, el este continuu expus regresului și riscului de a lua munca de la capăt cu toate dificultățile care decurg din asta. Pe de altă parte, dacă printr-un mijloc oarecare reușește să dobândească conștiența subiectivă, sau altfel formulat, cunoașterea sinelui individual, înainte de moartea fizică, atunci are foarte mari șanse de a obține conștiința obiectivă în acea existență fizică, ceea ce permite continuarea evoluției către nivelele 6 și 7 de conștiință. Vibrația care guvernează această cale este vibrația aer. O mențiune specială. Referitor la a patra cale, este posibil să mergi toată viața pe această cale fără să fii conștient de aceasta. Este unul dintre pericolele majore cu care se confruntă ucenicul pe a patra cale. Deși, în teorie, necesitatea unei școli ezoterice pare a fi opțională pe această cale, din propria experiență am constatat că școala ezoterică este la fel de necesară și pe această cale, ca și pe celelalte trei precedente. Un singur argument aduc pentru această afirmație. M-am întâlnit prima oară cu sistemul Gurdjieff-Uspenski în 1995. Am avut nevoie de o perioadă de 26 de ani pentru a putea realiza conexiunile necesare trecerii la etapa următoare a muncii cu sine. Dacă am în vedere că și la tinerețe 26 de ani înseamnă destul de mult, cred că am spus suficient. Pe de altă parte, având în vedere viteza cu care am putut face conexiunile între momentele speciale ale existenței mele, după reluarea studiului muncii lui Gurdjieff și Uspensky, cred că există o justificare, într-o oarecare măsură, pentru întârzierea enormă. Cât privește corectitudinea sau incorectitudinea alegerilor pe care le-am făcut de-a lungul anilor, cred că cea mai potrivită atitudine față de astfel de apreciere este: fac ceea ce pot să fac acum cu ceea ce am deja. Astfel, focalizarea pe momentul acum mă ajută să economisesc resurse prețioase. Între acestea, poate cea mai importantă resursă este atenția. Închei aici acest curs, urându-ți săptămână luminată. Cu drag, Șerban.